Timp de mai multe ore, peste 50 de oameni ai legii au scotocit zona. Polițiștii au avut cu ei și un câine de urmă care i-a ghidat pe căutători pentru o vreme. Aici, așa? Aici. S-a plambat. Și-a căzut? Da. Măi, Getin! Unde a căzut? Ia vină la mama, ia uite. Unde a căzut până? Unde a căzut inima? Unde e mama, ia? La subsol, zice, mă. Că unde subsol aici a vin? Unde la subsol, Gianni? Unde, mă? Mama copilului spune că în timp ce gătea, micuțul se juca cu surorile lui. Cele câteva momente de neatenție au fost suficiente pentru ca Denis să dispară fără urmă. Sper să nu fie ieșit la poartă și de acolo, eu știu, l-o fi luat loc care va o fi pe câmp, nu știu, l-am căutat, nu e. El mergea așa repede? Mergea foarte repede, spirit era. Nu pot să-mi dau seama unde e. Ploaia le-a îngreunat căutările oamenilor legii, astfel că au apelat la sprijinul colegilor de la Poliția de Frontieră, care au venit cu un aparat cu termoviziune. În jurul orei 4, căutările au fost sistate. Cineva ar fi lansat un zvon că tatăl care este plecat în străinătate la muncă ar fi sunat pe cineva să-l ia pe minor, deoarece s-au certat ceva membri ai familiei. În schimb, am înțeles că a fost contactat, iar tatăl copilului nu cunoaște nimic despre acest eveniment. Dis de dimineață, autoritățile au reluat căutările sub coordonarea chestorului Bogdan Despescu, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Cetățenii s-au alăturat și ei oamenilor legii pentru a sprijini căutările. La scurt timp, copilul a fost găsit. Cu sprijinul cetățenilor din zonă am reușit identificarea acestui copil undeva în zona de gropi de lângă clădirile Reiser. Acesta era puțin deshidratat, subfebril și avea unele semne scoriații, mai precis în zona picioarelor, probabil datorită deplasării prin vegetația înaltă. Polițiștii din Medgidie l-au transportat pe micuț la spitalul municipal pentru ca medicii să-i verifice starea de sănătate. După o noapte petrecută în aer liber, starea lui Denis pare bună la prima vedere. Micuțul prezenta o stare subfebrilă ușoară și câteva răni la nivelul membrelor inferioare provenite cel mai probabil de la vegetația abundentă din zonă. Cadrele medicale au decis să-l trimită pe micuț la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru investigații suplimentare.